Culesul strugurilor începe în mod tradițional pe 14 septembrie. Se întinde târziu în toamnă doar pentru anumite soiuri roșii care se coc mai târziu. Găsirea momentului oportun ține cont de anumite repere, dintre care cel mai important este evaluarea cantității de zahăr. La prima vedere, strugurii trebuie să fie fermi, plini și bine fixați pe codiță. Când sunt bine coapte, majoritatea babelor de strugure prind o nuanță aurie, mai ales în cazul strugurilor albi sau foarte intensă dacă sunt roșii. Cel mai bun indiciu în cazul celor negri este că nu mai au pete verzi și au devenit opaci. Culoarea trebuie verificată atât în exterior cât și în interior. În etapa de maturare a babelor de struguri, acumularea de zahăr a mustului sporește continuu, iar cea în aciditate scade la început mai repede, apoi mai lent. În această fază, babele cresc treptat în volum și în greutate până când ajung la un maxim. Când conținutul absolut în zahăr a atins valoarea maximă, strugurii au ajuns la maturitate deplină. În marea majoritate a cazurilor, acumularea maximă de zaharuri se înregistrează când și greutatea babelor este maximă. Pentru cules, trebuie să alegem acea dată din cursul maturării strugurilor, la care caracteristicile acestora corespund condițiilor impuse de bună calitate a produsului ce urmează să-l realizăm din ei. Bineînțeles, ne putem folosi și de mustimetru. Asta înseamnă să culegem câțiva struguri, să-i zdrobim și să măsurăm cantitatea de zahăr din must.